la începuturile mele, așa o să zic acum, că nu știu ce îs, unde îs, cum îs, cine ești, cine să aflăm, cine suntem, nu știi, nu o să știi niciodată, ca de când. Acolo ești, ok, in the middle of nowhere, sper că am spus corect. Bun. La începuturile mele am avut un șoc, adică din șoc în șoc, în șoc, da? Și asta trimit pe pământ acum, așa să fim. Din șoc în șoc în șoc, toată lumea, ok? M-am trezit în... Am și făcut o poză și nu știam de ce și ziceam, mamă, ce frumos! Jumătate era Arat, era pământul negru, nimic, gol, crăpat, Arat, cum vrei tu, și jumătate verde, verzit. Și am făcut poză așa, jumătate, jumătate, și zic, ce frumos, ne dându-mi seama că îmi zice ceva lucrul ăsta. Ca să înțeleg, pe urmă, mai târziu, peste o zi, două, trei, cât, nu știu, un an, doi, că e viața și moartea împreună și să le ador și să le accepți. Așa a fost dintotdeauna, ai fost blocată, programată, energetică, blocată să afle adevărul, da? Viața și moartea. Adică, copacul de, să zicem, cineva îngrijește un copac, o grădină, și are fructe multe copacul, da? Și dulci, și cărnoase, și mari. Vara următoare se plânge și zice, nu am, nu merge, n-a fost, n-a mers. Și tu sari într-o lume unde vezi copacul cărnos, cu fructele cărnoase, suculente, mari, dulci, că te duci să și guști din ele, căzute pe jos, și omul se plimbă pe lângă copac și nu-l vede, el vede copacul fără fructe. Că de aia era, odată da, odată ba, nu e odată da, odată ba, e tot timpul da, și e tot timpul ba. Acolo ești. Și cineva îngrijește omul, da? Din câmpul tău energetic. Îngrijește, îl udă, și el nu dă fructe. Și altul, care vede dintr-o parte lucrurile, vede lucrul ăsta, că fructele sunt. Dar omul care le îngrijește, nu le percepe, nu sunt. Pentru că n-are deschiderea să ajungă acolo unde să le vadă tot timpul sau să înțeleagă că îi da și ba. E foarte frumos, e superb. Dar frica omului de haos, de moarte, îi blochează deschiderea spre sursă, spre divin, spre bunăstare. Acolo ești. Și dacă ai să vezi tu, dacă vezi tu lucrul ăsta, l-ai văzut, o să-l vadă toată lumea, numai că dacă lumea nu e pregătită, sare 7 ani în Tibet, cum am sărit și eu. Eu credeam că sunt pregătită și când am crezut că sunt pregătită, da, am fost alergată dintr-o lume în alta. Așa că pregătește-te, urmează așa ceva, tot mai rău și mai rău în sensul ăsta, toate fricile o să iasă la suprafață, tot, fii pregătită. Și cam asta e, îmbrățișezi viața și moartea, e superbă, altfel nu ți se arată, altfel nu ți se dă pomul ăla cu fruct, nu ți se dă, da? Îmbrățișează și acceptă și adoră moartea, adoră. Adoră, înțelege, da, păi înțeleg, nu, aha moment, da, până nu ai și nu vezi.
floarea. Auzi, 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 nu e, nu e. Până n-ai înțeles niște lucruri. Se schimbă, da? Se șifte. Și a doua zi ai două flori. Păi ieri nu erau. Păi nu erau, pentru că ai înțeles niște lucruri. Și e magic. Sare acolo undeva, unde, da? Și poți să faci tot. Poți să faci tot și nimic, da? Accepți tot, îmbrățișezi tot și ai dreptul la deschiderea, la sursa divină, la bunăstare. Acolo e asta, e restul. Ce ai crezut și ai susținut niște proiecții, ce însemna bunăstarea și ce... E și asta, și luxul, și vedetismele și așa mai departe. E și asta, dar ajungi acolo unde nu mai ai nevoie de așa ceva, pentru că dacă rămâi acolo, ți se taie macaroana de sus, de pe bunăstare, care e cu totul altfel și cu totul altceva. E un fel de... Uite că pot să pun lingura aici să se țină. Mamă, ce magician sunt! Țin linguri pe față, pe... Da? Aici, pe nas, pe... Și nu te oprești acolo, te duci mai departe. Asta e despre lux și despre să fii vedetă sau să... Da. Nu ai nu mai ai nevoie. Că asta îți doreai, să fii vedetă, să ajungi, să ai luxul cel mai de pe pământ, să ai... Mai... Și acolo e blocaj. Acolo nu e, nu e. Acolo se taie de la sursă. Și îmbrățișezi lucrul ăsta, îl accepți. Da? Mergi până acolo, te deschizi spiritual și așa mai departe. Și ți se deschide o lume. Nu fiecare rezistă. Da? Și fii pregătită. Nu fiecare rezistă. Și aici, de aici e vorba cântecului. Cineva pleacă mai departe, cineva rezistă, cineva se alătură sursei total. Și e superb, e superb. Eu când m-am alăturat total surse și am fost readusă pe pământ în pătuțul meu, am zis, de ce? De ce? Așa de plăcut e dincolo, da? Când mori. E așa de plăcut că vrei numai acolo să rămâi. Da? Treabă pe pământ și trebuie să vii și să urci pe cal și să mâni oastea ta de zombălăi la luptă. Să curăți pământul. Asta e. Cu zâmbăloaia de tine în față. Da? Acolo ești și asta ți-ai dorit și asta faci. Nici n-ai știut că asta ți-ai dorit. Acum ai aflat. E super unde ești.